mulțumesc din suflet, extraordinar, dumneavoastră și întregii dumneavoastră echipe. Cum vă simțiți astăzi? Păi după 6 ore, 7 ieri, deja am făcut primii pași. Iar astăzi, după cum bine vedeți, am să vă arăt că deja pot să fac mai mulți pași, adică chiar să merg normal. Nu mai folosesc nici măcar un sprijin, așa că am avut din nou încredere și cu partea dreaptă și am reușit toți, cred că, împreună. Felicitări! Vă mulțumesc mult și întregului personal. Noua tehnică minim-invazivă de protezare de șold a fost realizată la Clinica de Ortopedie din Timișoara pentru a doua oară la același pacient. Avantajele unei astfel de proceduri chirurgicale minim-invazive sunt recuperarea rapidă a pacientului, precum și deteriorarea minimă a țesutului osos. De asemenea, această proteză oferă pacientului o mobilitate mult mai bună și de lungă durată. Începe să devină o procedură de rutină, având în vedere faptul că deja am făcut mult mai multe cazuri decât ne așteptam. Avem deja 5 proteze puse pe acest abord minim-invaziv, abord anterior. E adevărat că este un abord pentru noi mai complex, pentru pacient extrem de confortabil. După cum ați observat, pacientul nostru care este la a doua proteză, la a doua intervenție, deja de seară umblă, circulă și astăzi va pleca acasă. Ca să plece acasă a doua zi după o intervenție chirurgicală majoră de acest gen, eu cred că este mare lucru. Pot să umblu fără bastoane, câje, cum vreți să le spuneți. Deja ieri, după 6 ore, am început să merg. Dureri nu am, efectiv, nimic. N-am luat niciun calmant, în afară de antibioticele necesare. Am făcut același abord minim-invaziv în față, cu aceeași protezare pe ceramică, cum a fost și data trecută. Ce să vă spun, extraordinar. Am avut încredere în această echipă de profesioniști, am revenit tot la ei și dovada este că mă vedeți după 24 de ore că merg cu merg. Toate intervențiile chirurgicale efectuate în cadrul clinicii noastre, toate sunt gratuite și sunt decontate de către casa de asigurări, inclusiv proteza, deci tot. Singurele condiții sunt ca artroza șoldului, deci coxartroza respectivă, să nu fie de un stadiu foarte avansat și, în al doilea rând, să nu fie un pacient obez. În rest, oricine are dreptul și poate să sufere acest tip de intervenție chirurgicală. După prima operație, v-am mai spus, nu am avut dureri. După 12 zile mi-au scos firele, iar eu după 2 zile am putut să conduc. Fără dureri, fără nicio problemă. Recuperarea extraordinară, fără să faci mari exerciții și mari eforturi, am început să îmi reiau viața de zi cu zi. Deocamdată suntem singura clinică din România care avem această serie deja și am și comandat mai multe proteze pe acest trend de abord anterior, pentru că pentru pacient este un beneficiu extraordinar. Deci pacientul are un beneficiu extraordinar. Din echipa de medici care au efectuat această procedură minim-invazivă au făcut parte profesor dr. Jenel Pătrașcu, medic primar, șef secție, dr. Dan Cojocaru, medic specialist ortoped, dr. Mihai Sândesc, medic rezident, dr. Galiciu Carmen, anestezist.